Casa Națională de Pensii a distribuit deciziile în teritoriu, iar casele de pensii din toată țara vor începe să trimită deciziile de recalculare după data de 10 iulie. Deciziile vor fi trimise prin poșta română, iar pensionarii vor fi nevoiți să confirme primirea. Dacă nu vor fi găsiți acasă, deciziile se pot ridica de la poștă sau ulterior de la casele de pensii. În acest moment, peste 98% din dosarele de pensii sunt prelucrate și pregătite pentru etapa din 1 septembrie. Deciziile sau adeverințele cu pensia recalculată, care va fi primită la 1 septembrie, se vor expedi după 10 iulie. Se poate confirma că noile pensii se vor încasa cu siguranță în luna septembrie, precizează surse din sistemul de pensii Conform Newsweek. Modelul noilor decizii de pensionare a fost publicat în Monitorul Oficial și a fost distribuit către casele de pensii. Acest document le permite pensionarilor să afle detalii despre punctajul obținut, numărul de puncte stabilite, valoarea pensiei și modul în care s-a ajuns la suma respectivă. Deciziile se emit în două exemplare care cuprind în clar numele și prenumele directorului executiv sau după caz al directorului executiv adjunct al Direcției Stabiliri și Plăți Prestații sau ale șefului casei locale, dintre care un exemplar va fi comunicat beneficiarului, iar cel de-al doilea va fi arhivat la dosarul de pensie. Oficialii spun că vor exista pensionari cu stagiu de cotizare de peste 40 de ani care vor avea o creștere a pensiei chiar și cu 80-90%.